Mă numesc Victor Cășlari, sunt antreprenor din Chircăiești, Raionul Căușeni. Produc fructe proaspete și fructe deshidratate. Am investit în dezvoltarea unei livezi convenționale de caise și piersici, iar apoi în crearea unei livezi ecologice de pruni. Am reușit să deschid și propria uscătorie de fructe. Munca la plantare și îngrijirea livezilor mi-a fost înlesnită prin proiectul Pare 1 plus 1, care m-a ajutat să procur un tractor. Ne-am bucurat tare mult când am câștigat acel proiect, iar când am aflat despre proiectul pentru digitalizarea afacerii, am decis să accesez acest ajutor venit de la Uniunea Europeană. În prezent, testez noi tehnologii în livezile pe care le administrez. Livada ecologică este în lung canistrului și riscul de îngheț aici este foarte mare. Livada de piersici și caise, la fel, este într-o zonă frecvent afectată de înghețuri. Iată de ce am procurat câte o stație meteo pentru fiecare livadă. Această investiție ne permite să efectuăm lucrările agricole la timpul potrivit. Pentru a avea fructul bun, de calitate, munca nu se oprește niciodată, nici măcar în perioada iernii. Prognoza meteo exactă ne va oferi posibilitatea să prevenim pierderile. Vom fi alertați atunci când coboară brusc temperatura. Din suportul pe care l-am primit, de 200.000 de lei, am instalat și monitorizarea video în livezi și la depozite. Astfel, prevenim furturile sau deteriorarea pomelor fructiferi. Vedem deja rezultate în urma investiției. Roada este mai mare și mai calitativă, cu aproape 15-20% datorită tehnologiilor noi aplicate. Planificăm să creștem vânzările și prin procesarea fructelor. Vrem să exportăm fructele proaspete, bio și uscate pe piața europeană. Deja testăm piața, iar între timp urmează să obținem certificările. Dar un lucru este cert, că există multe posibilități pentru afaceri, datorită programelor de dezvoltare și sprijinul Uniunii Europene. Voi munci în continuare pentru a realiza tot ce mi-am propus. Încetişor vor veni și timpurile bune pentru agricultori. Am multă încredere că vom reuși!